străzile orașului meu, așa cum le-am cunoscut cu toții, cu trecutul lor, cu amintirile lor. Nu le uităm și să vrem să le uităm, nu putem. Străzile ne privesc cu miile lor de ferestre, ne strigă din balcoane și ne silesc să ne amintim. Sunt străzile orașului meu, recunosc fiecare piatră. Străzile au suferit odată cu oamenii și s-au bucurat odată cu ei. Înfiorate de urletele stridente ale sirenilor, înecate în ceață artificială, rănite de bombe, ele au păstrat ca un ecou zile și nopți de-a rândul fiecare pas al nostru. Străzile pe care oamenii au iubit și au luptat și pe care azi își învață copiii să pășească, nu uită și nu vor uita niciodată. Să mă pot întâlni cu el acolo, știi el unde? Am să-i spun. Aveți întâlnire, nu? Un concert. Astă seară. La revedere. Unde umble Duduie? În timpul alarmei circulația interzisă. Mă duceam la o rudă bolnavă. Alarma m-a surprins pe drum. Ce ai în pachet? Cărți. Acte ai? Vedeți? Și unde zici că stai? Roșior 14. Și ruda bolnavă? Izvoare 28. Intră la depo și zi mersi că ai scăpat fără amendă. Thank you.
Sper că n-am fost văzuți împreună. Acum trebuie să ne despărțim. Știu. Iartă-mă, Doina, ți-am stricat mica ta bucurie. Dar ai să vezi, va trece și asta. Și atunci... Nu va fi prea târziu. Am fost atât de puțin împreună. Poate azi ne-am permis prea mult. Sper totuși că nu ne-a văzut nimeni. Mai e puțin, tu știi. Și-ți promit că vom avea de 1000 de ori ceea ce ne lipsește acum. Cât aș vrea să traversez stradă, să alerg la tine, să te îmbrățișez, dragul meu. Arză iar focul, se arză. De azi dimineață stau pentru bucata asta de malai. Mama e acolo? E acolo. Doinița, m-a dus rufele la spălat. Mama Veta este acasă? Lasă-le în bucătărie. Mama vine imediat. Dar tu unde te duci așa frumoasă? S-a uscat, încă le calc când mă întorc. Vasilica, a adus cămășile? Da, am spus să le lase în bucătărie. Ai grijă să nu întârzi. Ai târziat, draga mea. Nu te opri. Nerușinatule! Tot mai ești supărată. Nu te opri. E chestiune de viață și de moarte. Cred că ne cunoaștem. Te-am văzut de câteva ori cu moștoade la rafinărie. E tatăl meu, dar nu înțeleg. Trebuie să mă ajuți. Trebuie? Întoarce capul, suntem urmăriți. Adică ești urmărit. Și eu lucrez la rafinărie. Vrei să mă ajuți? Da sau nu? Acum trebuie să ne despărțim. Mă îmbrățișez și iei pachetul ăsta. Fără îmbrățișare nu se poate? Nu. Ne întâlnim la intrarea în parc, când se întunecă. Și dacă se iau după mine? O să am eu grijă. Eu îmi iau cadoul. N-am răbdare să aștept până diseară. La intrarea în parc, când se întunecă. Aici front, aici front, aici front, aici front, peste tot front. Înțelegi tu? Înțeleg eu, măi. Numai noi să scăpăm ca altfel. Thank you.
7 ceri pe cuvânt. Care ți-ai uitat haina? Unde e? Roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Pe Ilieș? E înăuntru. Dar ce ai? Pentru ce ești supărat? Se vede? Te cunosc eu. Da, n-am nimic. Mă duc după el. S-a terminat procesul lui Mihai? Da. A luat 10 ani. Mecanicul e să sară la cantonul lui. E în regulă. Thank you.
La poteaza de măsile. Un gazdar care ieșit de la Vega a sărit în aer. Mecanicul a dispărut. La cantor și la varie nu se știe nimic. Vorbește mai clar, Boule. Domn comisar, la poteaza de măsile. Un gazdar care ieșit de la Vega cu 45 de cisterne pline a sărit în aer. N-am găsit nicio urmă. Mecanicul a dispărut. La canton și la bariere nimeni nu știe nimic. A fost o explozie grozavă. Nelule, nu fi rău de George. Nimți au aflat? Să trăiți, nu știu, pentru că eu... Nu știi, te trimit pe front în prima linie, imbecilule. N-am fost de serviciu. Eu am fost repartizat la rafinăria Steaua Română și... Vasilescule, da, vezi că la Vega a sărit un tren în aer, un sabotaj. Imediat un ploton e jardat și te duci până acolo. Cu ce te transport? Cu Brecu, Boule. Și mi-aduci pe toți de pe lista lui Hagiulescu. Faci razie în cartierul muncitorii și mi-aduci toți suspecții. Intri și prin case. Ai înțeles, mă? 490. Ăsta e multiplicatorul adus de Victor? Da, trebuia să fie să-l ia. 492, 494, 495, 496, 497, 498. Ai obosit. Lasă-mă pe mine mai departe. Poți să treci. Gata. Împachetează și astea. Ne mutăm la casa numărul 4. Ștefan mi-a transmis că Victor a fost urmărit de un agent. De-aia ne mutăm. Da. Începusem să mă obișnuiesc. De ce ai venit aici? Nu știi că ești urmărit? Am reușit să scap. Altfel nu veneam. Și Doina? Cred că a fost arestat. Trecea o coloană de nemți. Deodată am văzut pe agentul care urmărea și... O să-mi povestești mai târziu. Acum plecăm unul câte unul la distanță de 5 minute.
Alo, domnul. V-am mai spus, aici locuiesc. Nu umblu cu actele la mine. M-am dus până jos să-mi iau niște țigări. Dar unde dracu am pus cheia, domne? Da, asta ce-i? Buletinul populației, fișa de imobili și livretul militar. Sunt scutit de serviciu militar. Sunt reformat. O să vedem. Vezi dacă are mutația la comisariat și viza cercului de recrutare. Da, da. Sunt scutit de serviciu militar, am 32 de ani, necăsătorit, fără familie. N-am suferit nicio condamnare. Ale dumneavoastră sunt cărțile astea? Da. Și le-ai citit pe toate? Meseria? Scriitor. Am întrebat meseria. Mai locuiește cineva aici? Nu, nu mai locuiește nimeni. Hai. Altă dată să le porți la dumneata. Nu poți să iei toate altele cu tine când cobor să cumperi un pachet de țigări. Pachete naționale. Tocmai acum ți-ai găsit și dumneata. Scuzați, domnule, o mică formalitate. Datoria înainte de toate. Dar pentru ce, domnule? Urmata mori se mărește. Dacă asta vă supără, poți să fluier. Liber. Alo, doamna! Mi-a dat, Poftim. N-am avut încotro. Dacă le spuneam că ești aici. Încă n-au plecat. În definitiv, dumneata, cine ești?
Muncitor la rafinărie. Cum se ridică cordonul, plec. Au ridicat cordonul. Nu pentru asta am spus. Te pot ajuta cu ceva? Da. Te rog să uiți că am fost aici. Nu uit. N-am să uit. Prin ce am trecut azi nu voi uita. Vrei o cafea? În Oltenia nu sunt bombardamente. Bombele ne-au ars casa. În Oltenia nu sunt bombardamente. Să fi văzut cum ardea, tare frumos. Mama n-a apucat să iasă, dar fi fost acasă, frate meu. Nu-i așa, nene, că în Oltenia găsim pâine. Lasă, Fredu! Care e supărat? M-a murit un copil copil! Inamicul a continuat atacurile sale puternice, sprijinite de numeroase care de luptă și aviație. Lupte înverșunate sunt în curs între Târgul Frumos și marginea de sud a orașului Iași. Atacurile bolșevice de mare amploare au trebuit cu tot prăbușirea. Alexandre, să le spui lor să nu umple până peste cap. Să le rămână și pentru pichetul. N-avea grijă, aranjează tu cale și las pe mine. Ce s-a întâmplat? Viu de la Ilieș, cred că Doina a căzut. Cum așa? Crezi că poate simplă întâmplare? Ilieș știe? Da, a fost însă reținut de o razie. Și manifestele? Au rămas la noi. Dă-le-mă. Ți-am adus numai multiplicatorul. Manifestele nu le-am la mine. Le predai legăturile la Gambrinus. Să-mi le aducă mie mâine, la 11.30, în piață, lângă noul monument. Voi încerca să-l introduc eu în rafinărie. Tu te dai la fund, al patrulea vagon îmi dai servieta. Venit, eram îngrijorată. L-ai desfăcut. Trebuia, iartă-mă. Am vrut să știu cine ești. Te rog să mă ierți pentru ceva.
Pentru ce? Pentru azi dimineață. Știi tu. Mensch, was ich die Leute abknutschen. Primește, a trecut. Da, a trecut. Nici măcar nu știu cum te cheam. Victor, trebuie să ne despărțim. Da. Unde te duci acum? Nu știu. O să mă descurc eu. Azi trebuia să te întâlnești cu altcineva, nu? Da. Cu fata care mergea în urma ta. Am observat abia în ultima clipă că este urmărită. Și cu ea te îmbrățișesc între patrulele? Ai putea să o recunoști? Da. Vrei să mă ajuți? Nu te cunoaște nimeni. Plimbă-te mâine prin fața poliției. Poate observ ceva. Eu am să trec mâine pe la Moș Toader. Bine. Mai ai necaz pe mine? De ce? Nu uita ce te-am rugat. Pleacă tu prima. Ce-ai zice, sunt niște oameni manierați. Ai văzut că atunci când te-ai invitat la dansa asta, totuși în poziție de drept. Der Krieg ist in sein Endstadium getreten, meine Damen und Herren. Und der Tag unseres Sieges steht vor der Tür. Ihre Stadt hat sich in dieser Zeit ganz hervorragend behauptet. Und ich möchte Ihnen hier meinen ganz besonderen Dank aussprechen. Ich erkläre Ihnen hiermit feierlichst, dass ich Ihnen immer ein ganz treuer Freund bleibe. Dar este gay? Nu, domnișoară, un chibrit. Mâine la 11, în piață, la Monument, te întâlnești cu Alexandru. Ia pachetul. În noaptea asta rămân aici. Nu se poate. S-a schimbat portarul. Mulțumesc, domnule. ...ist eine Tatsache, die einkalkuliert wurde. Diese Tatsache darf uns jedoch nicht erschrecken, meine Damen und Herren. Ich bin felsenfest überzeugt, dass unsere lieben Kameraden, unser Oberstabsarzt Dr. von Kaltenbach, nicht wahr? Und auch unser Ritterkreuzträger, Major von Reckendorf. Ai venit să-ți bei cafea? Pot să rămân o noapte aici? E frumos că mă întreb. Îți place mai amară? Mișcă-vă! Hai, mișcă! Mișcă! Ce, Vasile, la doamna Chetator? Câinii, dau fără milă, o să plătească ei. Te-au bătut? Dacă m-au bătut, schimbă repede locul cu mine. Mi-e frică. Am făcut o imprudență. Am la mine o batistă murdară cu cerneală tipografică. Dă-mi-o mie. Nu, s-ar putea să te cheme întâi pe tine. Nu, doar de capul! Partea lustru.
Trebuie să-i prevenim pe cei de la tipografie. Dacă unul din noi scapă, să se ducă acolo. Știi adresa. Eu făceam numai legătura, știi, legile conspirației. Cunosc eu tipografie. Care aceea din? Nu, cealaltă din... Unde s-au tipărit ultimele manifeste? Nu, unde se tipăresc anunțurile pentru mormântări. Știi tu, alea cu chenar negru. Văd eu că n-ai încredere în mine. Ți-amintești? În seara aceea la teatru ai vrut să-mi spui ceva. A trebuit să ne despărțim. Acum suntem împreună și mi-e teamă. Am trecut noi prin altele mai rele. O să trecem și prin asta. Săracul de el. Știi ce-i fac? Îi crestează pielea și-i bagă sare. Călăi! De ce dai, mă? Știi tu de ce. Șterge-o până nu te... Zic că trenurile cu petrol sar singure în aer. Să trăiți, domnule inspector. Asta? L-am prins acum la ora zi. Am mai fost la băia cu 2 ani. Trebuie strâns puțin cu ușa. Strâns cu ușa? Ce metode! Uită-te la oamenii dumneavoastră. Când o să ajungem și noi ca cei de la Hamburg. Cum? Scoteți-l. Asta ce-i? Știți, casa e improprie. Se mai aude de afară când anchetăm, așa că bruiem cu muzica. De ce stă fata împreună cu cei ridicați la razie? Dacă vreți, pot să o izolez. Credem că poate ne mai pică ceva. Lucrează toți la rafinărie și se cunosc între ei. Cu ăla a fost văzut într-o seară. Acolo ce? Baia. Sper să găsesc cum să pun mai calul meu. Trimit la mine acasă să vă aducă. Cum o cheamă pe fata? Doina Dobre. Unde ați prins-o? Pe stradă. Singură? Legătura ei ne-a scăpat. L-a dus pe Hagiulescu până în ultima secundă. Nu ne-am ales decât cu bluza lui. Pe ăsta, pe Hagiu sau cum îl cheamă, îl trimis pe front. Adu bluză. Bluza! Fata știe că celălalt nu a fost prins? Nu cred. N-avea de unde. Bun, mai aproape. Pune-o pe scaun. Nu, 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 nu acolo, pe sfetează. Aduceți-o pe Doina Dobre. Duduie, dragă, te rog ca trecându-ne pragul să părăsești orice prejudecată despre instituția aceasta. Ia loc, te rog. Ia loc, te rog. Aici cadrul e puțin auster. Să facem o mică plimbare. Sunt foarte obosit. Poți să vii și dumneata. Sper că o să mă ajut să mă destind puțin. Teamă că vei fi văzută cu noi?
Nu înțeleg ce vreți de la mine. Trebuie să fiu sincer cu dumneata. Ți-am urmărit reacția la vederea bluzei. Te-ai ținut tare. Partenerul dumitale n-a fost arestat. Domnule inspector, ce faceți? A dus numai bluza lui, sunt sincer. Colegii mei vreau să te sperie cu asta. Îmi pare rău că nu vă pot fi de folos. Cine era tipul? Nu vă privește. Totdeauna mi-au plăcut femeile discrete. Te rog, domnule comisar, nu fi săcăitor, ne strici plimbarea. Privește acolo de îndrăgostiți. Unde te uiți? La invalizia aceea. Acum dumneata ne strici plimbarea. Ghicește mai bine ce-o fi în pachetul pe care îl duce doamna aceea. O cravată pentru soț, o bluziță pentru copil, o broboadă pentru o bătrânică. Sau o pereche de mânuși pentru cineva care îngheață de front. Sau mai știi? De ce nu manifeste comuniste? Și când te gândești că într-o zi poate să ți se spună... Gata, până aici ți-a fost. Exact. Vorba colegului. De acum înainte te așteaptă închisoare. Poate chiar moarte. Dar în sfârșit să nu exagerăm. Totul se poate termina cu bine. Alo, domnișoară! Duduie, Duduie, Batista! Mia mea! Oprește! Oprește! V-am mai spus, Batista nu e a mea. Nici nu știi ce servici ne-ai făcut. Ne întoarcem. Așa ca o călugăriță. V-am mai spus, Batista nu e a mea. Ați găsit-o pe stradă. Unde e tipografia? Nu cunosc nicio tipografie. Omul cu care trebuia să te întâlnești mi-a spus totul. Nu-ți închipui că l-am întâlnit pe stradă și i-am spus: dă-ne bluza, că de dumneata n-avem nevoie. Să vină să pună bluzi. Am înțeles. Ești nervoasă? O cunoști pe estimabilă? Doina. Doina. Nu vrei să-l vezi? N-am avut cu nimeni întâlnire. Bine. Aduce-ți pe asta. Am înțeles. Sper că o să ne permiți să-ți arătăm un mic spectacol. Vă ofer un fotoliu de orchestră gratuit. Te-ai gândit? Eu m-am gândit înainte. Cer scuze în numele colegului meu. Trebuie să înțelegi și dumneata că viața de aici l-a cam abrutizat. Provincia, lipsa ei de varietate. Te rog, liniștește. Relaxează-te. Eu nu pot lucra decât cu oameni lucizi.
Dorești un pahar cu apă? Preferă să-l beau acasă. Depinde de dumneata. În meseria mea ingrată am de-a face cu tot felul de oameni. Sunt unii care țipă înainte de a fi loviți. De la aceștia obține totul colegul meu. Alții, cu cât îi chinui fizicește mai mult, se încăpățânează și tac. Sunt specialitatea mea. Îmi place să-i studiez, chiar să-mi apropii pe cât se poate și îi tratez omenește. Crede-mă pe cuvânt, dumneata de pildă... Trebuie bătută, domnule inspector. Te rog. Dumneata, Duduie, vrei să spun cum ești dumneata? De fapt, ți este frică de chinurile fizice, dar și mai frică ți este de altceva. De faptul că vei fi considerată de-ai dumitare drept o trădătoare. Te-am urmărit în trăsură. Ai fost văzută, desigur, în compania noastră, fără cătușe, de cineva care te cunoaște. Aici ești menajată, cred că vei vorbi. Altfel, îți voi oferi cea mai sigură posibilitate de a te compromite iremediabil. Am avut un caz, tot dintre ai voștri. N-a recunoscut nimic și a fost ajutat să se sinucidă. Înțelegi ce înseamnă pentru un erou al clasei muncitoare să se sinucidă de frică? E simplu, Duduie. Adresa acestei cerneri. Două cuvinte. Un nume de stradă și un număr. O să spui numai strada, găsim noi locul. N-am ce să spun. Nu știu nimic. Absolut nimic. Vei avea timp să-ți amintești. Se spune că muribunzii, în clipa în care trec pragul morții, au capacitatea de a-și reaminti întreaga lor viață nu mai mult de o secundă. Noi îți vom lăsa ceva mai mult timp. Ai mâini frumoase, domnișoară. De ce ți le chinui? Nu știi că după mână se poate determina caracterul unui om? O faci poate din sensibilitate. Îmi plac inimile sensibile. Întotdeauna lucrez mai ușor cu ele. Dă-mi voie, Duduie, să-și citesc în palmă. Mă pricep la chiromanție. Uite, îți pot da asigurarea că într-un sfert de ceas ne vei spune totul. Nu? Nu trage. Încheietura mâinii la femeie și glesna calului de rasă trebuie să fie fină, elastică, aparent fragilă. Durează aproximativ 30-40 de minute, câteodată mai puțin. Ai timp să te gândești. Două cuvinte, eventual numai unul singur, te pot salva. Gândește-te, este imoral să te sinucizi de frică. Conduceți-o pe domnișoara undeva unde poate medita. Du-o la rezervă și nu te mișcă de lângă ea. Da, inspectorul Vulcăneanu, eu v-am chemat. Pregătiți totul pentru o transfuzie. Cum ce grupă? Să le aveți pe toate gata. Trimiteți imediat ambulanța. În maximum un sfert de ceas. Strict confidențial. Și dacă într-un sfert de ceas, aia nu vrea să bată, ce facem? Ei, domnule, nu poți judeca și dumneata pe mai multe planuri? Cum o să o lăsăm? Dacă nu vorbești, o scot și administrez transfuzie. Îți voi arăta după aceea alte procedee, cât stau aici în vreme. Până la urmă, scot de la ea tot ce vrei, cu minimum de efort și maximum de inteligență. Ca la Hamburg. Meine Damen und Herren, ich habe die ganz besondere Freude, als Vertreter des Führers und des Heeres dieses Denkmal zu enthüllen. Dieses Denkmal soll zum ewigen Gedenken an die deutsch-rumänische wirtschaftliche und militärische Verbindung unserer beiden Länder bestehen. Das Ende des Krieges naht mit schnellen Schritten. Das Heer des Führers kämpft heldenhaft für jedes Stückchen Boden. Ein Rückzug bedeutet jedoch kein Besiegtsein. Damit wird bloß die Strategie unseres Heeres unter Beweis gestellt. Laut eines feststehenden Planes kann es möglich sein, dass wir Ihre Stadt verlassen müssen. Aber wir wollen diese Stadt nicht ohne ein Andenken verlassen. Das ist der Grund, der uns veranlasst hat, dieses Denkmal aufzustellen. Nu știu unde s-a ascuns Victor. Mi-a spus că n-are adresă și nu s-a mai întors. Ai ceva noutăți? La poliție a venit un inspector de la București. Rămâne 3 zile. Altceva?
N-am putut afla mare lucru. Se pare că el va încheta. Dacă apare Victor să mă anunți. Diese Verbindung bestätigt, dass in Europa eine neue Zeit für 1000 Jahre eingeräumt wird. Meine Damen und Herren, die Stunde des Endsieges nähert sich. Herr Hitler! Va pierde mult sânge. Pasament compresiv. Nu te apropia! N-are voie să o vadă nimeni în afară de domn doctor. E un comunistă. În primul rând, vă rog să nu țipați. Nu vă aflați aici într-un comisariat de poliție. În al doilea rând, la spital nu sunt nici comuniști, nici jandar, ci pacienți. În al treilea rând, în moment ce s-a dus aici, înseamnă că are nevoie de ajutorul nostru. Dar să nu se mai apropie nimeni. Și acum, spuneți-mi ce s-a întâmplat. E o comunistă și a tăiat vinele. Gura, boule. Alo, dumneata Ștergio. Ho, domnul Tataie, sunt cu treaba aici. Ce, nu vezi? Curge sânge. Domn doctor, eu îi zic cu frumos să iasă, că altfel... Așteaptă-te, rog, pe culoar. Adăpost aveți? Avem. Eu mă duc la secție să mă consult cu domn comisar. Tu nu te miști de aici, ai înțeles? Am înțeles, să trăiți. Nu stă nimeni aici. E ordin de la domn comisar. Îmi pare rău, eu am ordin de la guvern. Dar ce-i cu fata aia? A încercat să se sinucidă. Din dragoste? Da. Din prea multă dragoste. Puteți să vă postați în fața ușii. De pacientă, răspund eu acum. Are nevoie de transfuzie. Ăsta ce face aici? Eu? Păi, o să ia sânge de ei și o să-i dea de ei. Treci la ușă. Nu te miști de aici. Dumneavoastră, ce mai așteptați? Poftiți la adăpost. Ce mi-ai făcut, domnule? Mă iertați, mă gândeam că poate aveți nevoie de mine. De unde să știu dacă corespunde grupa sanguină? N-am cum să verific. Am grupa a doua, știu asta din armată. Dar ea? Cum să-ți iau sânge când și dumneata mai ai nevoie de el?